Bine v-am regăsit la Lumea nu este cum crezi. Azi voi încerca să demonstrez că fizica neglijează, mai mult sau mai puțin conștient, un aspect al realității care, culmea, s-ar putea să fie esențial și că acest lucru începe să frâneze progresul științific fundamental. Datorită fizicii, avem azi o dezvoltare tehnologică la care omenirea nu putea nici măcar să viseze în urmă cu nu mai mult de 50 de ani, iar în unele domenii dezvoltarea este atât de rapidă încât nici noi, cei de azi, nu ne putem imagina tehnologia de peste 50 de ani. Dar totul are un preț pentru a descoperi legile naturii care permit mai devreme sau mai târziu dezvoltarea tehnologică. Fizica a sacrificat ceva, a dat la o parte ceva esențial. Ca să poată studia fenomenele, le-a separat atât de mult pe unele de altele și pe toate de mintea noastră, încât putem spune că a renunțat la ideea de pădure ca să poată vedea copacii. Până acum, această metodă s-a dovedit productivă. Ne-a permis să înțelegem foarte multe lucruri despre ceea ce numim realitate fizică, despre univers, dar cred că s-a ajuns în momentul în care metoda începe să-și arate limitele. Să vedem întâi despre ce e vorba și cum s-a ajuns aici. Cred că cel mai potrivit este să plecăm de la o afirmație a lui John Locke, filozof care i-a influențat cel mai mult pe reprezentanții de frunte ai iluminismului, cum ar fi Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, David Hume, Kant și alții. El a spus următoarele despre senzația de căldură. Căldura este o intensă agitație a părților insesizabile ale unui obiect care produce senzația de fierbinte. Deci ceea ce este ca senzație căldură nu este în obiect decât mișcare. Înainte de a merge mai departe, nu mă pot abține să fac o scurtă paranteză care pune în evidență geniul lui Locke. Deși a murit în anul 1704, cu 100 de ani înainte ca Dalton să formuleze teoria atomistă modernă, el a intuit existența atomilor în concepția chimică modernă atunci când a folosit expresia părțile insesizabile ale unui obiect. Pentru noi, cei de azi, este o referire evidentă la atomi și molecule. Dar altceva ne interesează din ceea ce a spus John Locke despre căldură, și anume faptul că a despărțit senzația de cauza ei. Repet spusele lui, înlocuind cuvântul obiect cu cuvântul realitate, deoarece acesta este sensul pe care, după John Locke, oamenii de știință îl dau afirmațiilor de acest gen. Ceea ce este ca senzație căldură nu este în realitate decât mișcare. După cum vedeți, încă din perioada iluminismului, realitatea devine ceva diferit, separat de conștiință, conștiință cu sensul de locul în care se produc senzațiile, percepțiile, gândurile și sentimentele noastre. Conștiința este alungată din realitate. Atenție, nu critic acest lucru. Era imposibil a înțelege fenomenele fizice simple dacă n-ar fi fost separate, izolate atât între ele, cât mai ales de senzațiile pe care le produc. La urma urmelor, cel puțin aparent, vorbim despre două lucruri diferite. Lumea fizică și conștiința noastră, iar legile care le guvernează par să fie total diferite. A fost, deci, necesară separarea lumii fizice de conștiință în încercarea de a înțelege legile naturii. Numai că s-a întâmplat mult mai mult decât atât, conștiința a fost și este în continuare pur și simplu îndepărtată din
realitate, din lumea fizică. Observați exprimarea. Ceea ce este ca senzație căldură nu este în realitate decât mișcare. Se subînțelege, evident, că conștiința nu face parte din realitate. Precizez că nu afirm că a fost intenția lui John Locke de a îndepărta conștiința din realitate, mai ales că el avea concepția că la naștere mintea noastră nu conține nimic, este tabula rasa, și că urmează să fie formată, structurată de senzații și gânduri care ar fi sursa tuturor ideilor noastre, până la urmă sursa conștiinței. Ceea ce vreau să spun este doar că această alungare a conștiinței din tabloul realității s-a întâmplat deja în perioada de început a științei și s-a accentuat odată cu progresul acesteia. Avem de pildă expresia "e doar o senzație", de parcă senzația n-ar face parte din realitate, sau "e doar o iluzie", dar senzațiile și iluziile nu sunt reale, nu există. Ultima afirmație mi-aduce aminte de o glumă, dacă v-am mai spus-o, îmi cer scuze. Profesorul de fizică, la o oră de optică, în laborator, arătându-le elevilor un fenomen optic, spune cam așa: aceasta nu este o iluzie optică, doar pare. Cred că dacă ceva poate să pară o iluzie, atunci acea iluzie este cât se poate de reală. Odată cu progresul științific, s-a mai întâmplat un fenomen care a dus la ignorarea conștiinței, a senzațiilor, a realității subiective. Și anume, senzațiile au fost cumva mutate din conștiință în realitatea fizică, ceea ce a dus la neglijarea totală a aspectului subiectiv, a ceea ce numim realitate. Am vorbit despre acest fenomen și cu alte ocazii, așa că îl voi descrie pe scurt. Este vorba despre faptul că ne referim la unele fenomene numindu-le cu ajutorul senzațiilor pe care le produc. De pildă, spunem, sunetele sunt unde de regulă în aer, cu frecvența cuprinsă între 16 Hz și 20.000 de Hz. Dar sunetul este o senzație. Nu există sunete în afara conștiinței. Dacă un copac cade în pădure și nu e nicio ființă prin apropiere, nu se produce niciun sunet. Se produc doar unde elastice în aer, dar nu sunete. Sau, spunem, lumina este o undă electromagnetică cu lungimea de undă în vid, cuprinsă între 400 și 750 de nanometri. Dar, din nou, lumina este o senzație, nu există lumină decât într-o conștiință. Degeaba arde un bec, dacă nu există nicio ființă prin apropiere, nu există nici lumină, există doar unde electromagnetice. Exemplele pot continua. Din fericire, există și senzații pe care nu le putem muta în realitatea fizică, cum ar fi durerea. Ele ne fac să nu uităm cu totul că mai există și realitatea subiectivă, deoarece nu cred că se poate susține afirmația că durerea sau gustul de măr sau mirosul de iasomie nu există. Dar de dragul simplificării, al modelării și sintetizării, fizica a uitat pur și simplu că ceea ce studiază este, până la urmă, o construcție a creierului. Nu doar sunete și lumină nu există decât în conștiința noastră, totul există în conștiința noastră, forme, dimensiuni, mase, forțe, spațiu și timp. Toate obiectele și fenomenele la care ne referim ne sunt cunoscute prin intermediul conștiinței. Nu cunoaștem ceva decât din momentul în care se reflectă în conștiința noastră. Așa cum am spus la început, această eliminare a conștiinței din lumea fizică a permis câteva sute de ani
o dezvoltare științifică fără precedent în istoria umană, dezvoltare care a devenit sursă de tehnologii care ne-au permis să avem sateliți, să comunicăm practic instantaneu cu orice loc de pe Pământ, să putem explora alte planete, să ajungem pe Lună, să avem internet și multe, multe altele. Dar în același timp, observăm că în momentul de față, fizica se găsește în pragul unui impas. Progresul a încetinit, teoriile noi, care ar putea să clarifice unele observații legate de univers, dar și de structura discretă a materiei, refuză să apară. Oare această încetinire a progresului cercetării fundamentale nu are legătură cu eliminarea conștiinței din realitate? S-a ajuns atât de departe cu neglijarea conștiinței, încât unii spun că ea este o iluzie. Mie această ipoteză mi se pare cea mai absurdă dintre toate ipotezele posibile, din două motive. Întâi că singurul lucru de care pot fi sigur, după cum ne-a învățat Descartes, este faptul că exist. Iar această existență înseamnă senzații, percepții, gânduri, emoții, sentimente, adică înseamnă conștiință. Al doilea motiv este acela că dacă ceea ce numim conștiință este o iluzie, apare întrebarea a cui este această iluzie. Cine percepe această iluzie? Observați absurditatea? Conștiința este o iluzie a unei conștiințe? Și acum, dacă sunteți de acord cu existența conștiinței, oare cum ar putea fi ea integrată în fizică? Cum am putea studia conștiința și rolul ei în ceea ce numim realitate? Așa cum face știința de obicei, cu ajutorul unor ipoteze verificabile, experimental sau prin observații, sau și mai bine prin amândouă. O ipoteză posibilă ar putea fi următoarea. Să presupunem că pe lângă câmpurile cuantice, despre care ne vorbește teoria cuantică a câmpurilor, mai există ceva în structura fundamentală a Universului, și anume conștiința. Sau, ca să fie și pe placul celor nemulțumiți de dublul sens al noțiunii de conștiință în limba română, conștiența. Unii vor spune acum că nu este o ipoteză științifică să presupunem o formă de existență a materiei fără să avem dovezi ale existenței ei. Dar eu cred că este o obiecție care nu poate fi susținută, deoarece procedăm la fel și în cazul energiei și materiei negre, presupunem existența lor datorită efectelor pe care le observăm și pe care nu le putem explica altfel. Și nu cred, așa cum am arătat, că se poate spune că nu există conștiință, cât despre efectele ei le experimentăm cu toții, nici măcar nu este nevoie de aparate. Știm cu toții ce înseamnă să fii conștient. Și poate că există, nu este ideea mea în caz că vreți să o criticați, poate că există o lege a naturii care spune că starea de conștiință se manifestă cu atât mai puternic cu cât avem structuri mai complexe ale substanței. Adică cu cât anumite tipuri de structuri, probabil de genul celor pe care le găsim în structura substanței vii, sunt mai complexe, cu atât conștiința se manifestă mai puternic. Așa cum câmpul gravitațional din jurul unui obiect este cu atât mai puternic cu cât este mai mare masa obiectului, și conștiința asociată unui corp, unei entități, se manifestă cu atât mai puternic cu cât este mai complexă structura entității respective. Și după cum știți, cea mai complexă organizare o are substanța vie. Așa că această ipoteză ar explica de ce vorbim despre conștiință doar în cazul ființelor. Să mai dezvoltăm un pic ipoteza noastră. Poate că această conștiință care devine semnificativă în cazul structurilor complexe,
de tip substanță vie, este capabilă să prelucreze informația care are ca suport câmpurile cuantice și să o transforme în ceea ce numim realitate. În acest caz, realitatea există într-o măsură mai mare sau mai mică, mai complexă sau mai simplă, în funcție de gradul de conștiență atins de fiecare ființă. Într-o astfel de ipoteză, am putea înțelege unele dintre ciudățeniile lumii cuantice despre care am vorbit în mai multe materiale. De pildă, știm că o particulă nu are proprietăți până când interacționăm cu ea. De ce? Pentru că ea nu există până când nu apare în conștiința noastră. Are doar o existență potențială, este doar informație. Știm că o particulă nu este nicăieri, sau dacă vreți, este peste tot, până când o localizăm. De ce? Pentru că spațiul nu există decât în conștiința noastră. Dacă urmărim un număr imens de neutroni liberi, observăm că după aproximativ un sfert de oră, numărul lor se înjumătățește, pentru că jumătate se dezintegrează în acest interval de timp. Dar dacă dăm acum neutronii care au rămas altei persoane pentru a-i urmări, ea va observa același lucru, că tot după aproximativ un sfert de oră numărul lor se înjumătățește. Ca și când primul sfert de oră n-a existat. Neutronii n-au îmbătrânit între timp. Deci nu există timp în lumea cuantică. El apare în conștiință. Desfășurarea în timp a unui fenomen apare doar în momentul în care devenim conștienți de fenomenul respectiv. În concluzie, poate că a venit timpul să încercăm să readucem conștiința în realitatea fizică. Poate că ne apropiem de limita progresului științific pe care îl permite metoda eliminării conștiinței din modelul nostru de realitate. De-a lungul timpului în fizică au avut loc două mari unificări. Newton a unificat mecanica cerească cu mecanica terestră. Maxwell a unificat fenomenele electrice cu cele magnetice și cu cele luminoase. Și după fiecare unificare a urmat un salt uriaș în cunoașterea umană. Oare n-a venit timpul pentru o nouă unificare, unificarea realității fizice cu conștiența? Dacă ipoteza noastră se dovedește adevărată, ipoteza în care realitatea este un produs al interacțiunii conștiinței cu câmpurile cuantice fundamentale, atunci progresul cunoașterii fundamentale ar putea face un salt enorm. Ar fi probabil de neimaginat. Ar putea să transforme fundamental însăși existența noastră. Dar dacă ipoteza se dovedește falsă, rămân trei variante principale. Sau conștiința nu este decât un efect al organizării materiei în substanță vie. Sau ceea ce numim realitate este în totalitate produsul unei conștiințe și nu există nimic în afara acestei conștiințe. Sau conștiința și lumea fizică sunt două lucruri fără legătură între ele. Problema este aceea că ultimele două variante s-ar putea să fie imposibil de verificat experimental, ceea ce ar însemna că știința nu poate să clarifice problema conștiinței. Cu alte cuvinte, asta ar însemna că problema conștiinței depășește capacitatea noastră de înțelegere și va rămâne pentru totdeauna un mister. Dacă sunteți de părere că putem neglija la nesfârșit conștiința în înțelegerea Universului, lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!